Bună seara, dragii mei! Iată, suntem aici în Sfântul Munte Athos și ieșim cu o mare, mare bucurie pentru că și astăzi am avut marea ocazie să cunoaștem adevăratul Munte Sfânt, adevăratul Munte Athos. Există, de fapt, două feluri de Muntele Athos. Mănăstirile oficiale, în care este pomenit ereticul Bartolomeu, așa cum știți. Și mai există un alt Sfântul Munte, un Sfânt Munte format din oameni sfinți, din părinți de la chilii nepomenitori, care l-au ca și cap duhovnicesc pe Părintele Gavril de la Aghiu Theodulu, de la chilia aceasta care aparține de mănăstirea Iviron. Da? Iată, dragilor, că acești părinți care sunt în chilii, în tot Sfântul Munte, de toate originele, de toate naționalitățile, Părintele Irineu, de origine franceză, vatopedin, cu metania la vatoped, și mulți alți părinți cu chilii slujesc în Sfântul Munte, fără a-l pomeni pe ereticul Bartolomeu. Aceasta este lupta adevărată împotriva credei. Trebuie să știți că am mers la mănăstirea Cutlumuș, de aici, din Sfântul Munte, doar ca să ne închinăm la Sfintele Moaște. Și era slujba vecerniei. Și am zis, stăm puțin la vecernie și ne ducem să ne închinăm, că după vecernie scoteau Sfintele Moaște. Dar în ectenia de la vecernie l-au pomenit pe Bartolomeu. Am avut așa o stare de tulburare în suflet, ca o părăsire a Harului, ca o părăsire din partea lui Dumnezeu. Deși, pur și simplu ne-am găsit acolo fără să vrem. Da? N-am știut, n-am venit special. Dar numai prin faptul că am stat în biserică în timp ce era pomenit Bartolomeu la liturghie, am simțit o părăsire a Harului Duhului Sfânt. Și astăzi, primul lucru care l-am făcut a fost să alerg la Părintele Gavril și la Părintele Irineu ca să-mi citească rugăciune și să-mi citească dezlegare, da? Pentru că s-a întâmplat lucrul acesta. Și iată că imediat am simțit din nou bucuria Harului Duhului Sfânt în momentul în care Părintele Irineu mi-a citit rugăciune de dezlegare și m-a binecuvântat ca să îmi revin efectiv. Vă dați seama ce se întâmplă cu cei care îl pomenesc pe Bartolomeu? Vă dați seama ce se întâmplă cu cei care stau în aceste biserici și se împărtășesc? Vă dați seama ce se întâmplă? Dacă numai prin simplu fapt că ne-am găsit acolo, fără să vrem, și am ascultat numele Bartolomeu și am simțit o îndepărtare a Harului Duhului Sfânt, da, pe cei care îl pomenesc în continuu, nu sunt ei oare întunecați? Ba da, sunt întunecați. Și Dumnezeu clar că se mâhnește. Eu nu vreau să judec sau să spun, nu vreau să judec pe nimeni. Nu vreau să spun că nu mai există har în biserică, Doamne ferește, departe de mine lucrul acesta. Cred că pomenitori și nepomenitori, dacă mărturisesc ortodox, au harul lui Dumnezeu. Sunt biserica lui Dumnezeu, așa cum spune Gheronda Gavril. Însă, cred că patriarhul Bartolomeu, așa cum spune Gheronda Gavril, este cel mai eretic patriarh în 2000 de ani. Pentru că el a oficializat și schisma ucraineană. El a făcut și minciună sinodul din Creta, în care frații mei, așa cum spune și Gheronda Gavril, și părinții cu care ne-am văzut astăzi, sunt zeci de părinți fraților aici în Sfântul Munte, părinți necunoscuți și sfinți necunoscuți, da? Care mărturisesc adevărul, care nu pomenesc, pornind de la bătrânii lor, cum este bătrânul Dionisie, românul, orbul de la Colciu,
care nu pomenea, iar ucenicii lui, acum, îl fac de rușine, necinste, pentru că nici nu mai recunosc lucrul acesta. Pentru ce toate astea? Pentru că au primit bani. Au primit bani. Au primit foloase. Așa cum spunea un părinte, că la prodromul au primit pește, i-au trimis la Ierusalim numai și numai să nu mai spună, să-i mituiască pe părinți, ca să nu mai meargă, să nu mai vorbească împotriva sinodului din Creta. Au umblat cu toate porcăriile, dar și asta e o încercare de la Dumnezeu ca să se vadă cine este ortodox și cine este eretic. Acea Dumnezeu ispitește și iată ispitirea lui Dumnezeu cu sinodul din Creta, cu vaccinurile, da? Cu măștile și cu alte lucruri. Dumnezeu este cel care ispitește să vadă cine rămâne în ortodoxie, ca oamenii să aleagă. Și iată că în muntele Athos sunt părinți. Există doi munți Athos, în același munte Athos. Există un munte Athos căzut, schismatic, eretic, anume mănăstirile oficiale, și există părinții de la Chilii, mulți dintre ei, nu toți, dar mulți dintre ei, care nu pomenesc și care luptă împotriva ereziei ecumeniste și mărturisesc împotriva ereticului patriar Bartolomeu. Înțelegeți? De aceea m-am bucurat să aflu că nu tot muntele Athos este căzut în erezie. De asemenea, am vorbit cu părinții despre Siluan Atonitul, despre cartea între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Și într-adevăr, părinții, mulți părinți spun că există probleme, da, legate de anumite lucruri pe care le-am relatat și eu. Și că nu trebuie să ne facem din sfinți idoli. Nu trebuie să devenim fanatici și să luăm tot ce spune un sfânt ca fiind inspirat de Duhul Sfânt. Pentru că avem tendința din necunoaștere de a deveni fanatici prin necunoaștere, de a idolatriza un sfânt. Și noi trebuie să luăm ceea ce este acceptat de biserică, de pretutindeni și din totdeauna. Nu doar de către, de ce? Pentru că nu întotdeauna, chiar și oameni sfinți, nu întotdeauna au fost sub inspirația Duhului Sfânt. Oamenii sfinți se pot enerva, oamenii sfinți pot să aibă și anumite patimi și anumite greșeli. Da? Nu întotdeauna sfinții, tot ce au spus sfinții sau așa, este întotdeauna în Duhul lui Dumnezeu. Singura problemă este să nu spună sau să facă erezii, da? Cum e cazul lui Arsenie Boca, care era vrăjitor și care făcea, se ocupa cu spălarea pe creier a oamenilor și minciună profeții, da? Sau Nil Dorobanțu, la fel, vrăjitorie, lucrare cu demonii. Pentru că diavolul se arată în înger de lumină, sub chip de înger de lumină. Și Doamne ferește să te închini lui, că te-ai închina satanei. Da? Și aici se văd. Și s-au văzut unii. Așa zis înger de lumină. Era îngerul satanei. Da? Apar ca să distrugă mințile oamenilor. De aceea, dacă nu avem bătrâni îmbunătățiți, dacă nu avem duhovnici cu discernământ, dacă nu avem harul Duhului Sfânt, ajungem să fim în întunericul cel mai din afară. Și vai de noi dacă rămânem în acest întuneric cel mai din afară, pentru că ne pierdem mântuirea sufletului, care este cel mai important dar al lui Dumnezeu. Iată, mă bucur că puteți veni în Sfântul Munte la Părintele Gavril, puteți merge la părinții chilioți din jurul lui, el poate să vă spună cine e, unde să mergeți, ca să puteți să vă împărtășiți la liturghie unde nu este pomenit numele ereticului Bartolomeu. Da? De aceea, spre deosebire de Grecia, spre deosebire de Grecia, de România, unde există doar o anumită, nu s-a ajuns încă la acest
la această urâtă, da? Da. Așa. Nu s-a ajuns încă la această urâtă schismă, da? Care se găsește aici. Da? Nu am intrat încă, românii încă nu au intrat în comuniune cu schismaticii ucraineni. Da? Înțelegeți? În schimb, aici lucrurile sunt mult mai rele. Mult mai rele. De aceea, în România, dacă mergi la biserică unde preotul are cuget ortodox, mărturisește ortodox că e împotriva cretei, împotriva ereziei, da? Nu spune că mântuirea este și la eretici, că fac fapte bune, sau știu și o altă aberație de genul acesta, atunci aceștia poate să meargă acolo, chiar dacă pomenesc. În schimb, de exemplu, în Grecia sau la muntele Athos nu poți să mergi. Pentru că e vorba despre un mega eretic, da? Și pentru că e vorba de un mega eretic, lucrul acesta înseamnă că te demonizezi, da? Este la fel de grav ca și cum te-ai duce la catolici, la slujbă, da? De aceea trebuie să avem grijă și când mergem în muntele Athos, să nu mergem la orice mănăstire, la mănăstiri unde e pomenit. Da? Nu. Pentru că s-ar putea ca în loc să ne luminăm, să ne întunecăm mai rău. Și să mergem acolo unde sunt părinții nepomenitori în Sfântul Munte. În chilii. Sunt zeci și sute de părinți, fraților. Sute. Unii neștiuți, unii știuți. Îi găsiți aici. Sunt sfinți. Sfinții ăia țin muntele Athos. Pentru ea Maica Domnului este munte aici. Nu pentru mănăstiri. Vreau să vă spun că Sfintele Moaște nu mai izvorăsc mireasmă, da? Lucrul acesta este îngrozitor, nu? Nu? Adică nu este deloc. Înseamnă că Sfinții nu mai sunt, nu se mai bucură. Pentru că Sfintele lor Moaște sunt ținute de către oameni inconștienți. Da? Există o inconștiență totală. Și această inconștiență costă sufletele oamenilor. Aici nu e vorba de ceva trecător, de o mâncare, de o băutură, de o casă, de o mașină. Aici e vorba de veșnicia sufletului. Și cine vrea cu adevărat să-și mântuiască sufletul, trebuie să mărturisească. Trebuie să aibă cuget ortodox. Iar avea cuget ortodox înseamnă, fraților, a avea ceea ce se spune... În primul și în primul rând, a nu crede că cineva care face fapte bune, dar este eretic sau păgân, se mântuiește pentru că face fapte bune. Cine spune așa ceva nu are cuget ortodox. Trebuie să știe lucrul acesta. Da, asta e foarte important. De asemenea, cine spune că și catolicii au har, taine, iarăși nu are cuget ortodox. Cine spune că cineva care nu este botezat, da? Care spune că nu este botezat, dacă e primit prin mirungere, că este ortodox și acela nu are cuget ortodox, fraților. Înțelegeți? Deci iată, cel care spune, da? Că și monofiziții sau ăștia care au semnat la Creta, că nu-i nimica, că... Nu s-a întâmplat nimic acolo, că nu s-a schimbat nicio dogmă, da? Toți aceștia nu au cuget ortodox. Deci, vedeți că acolo unde mergeți la biserică, să fie părinți, preoți, cu cuget ortodox, chiar dacă sunt pomenitori, da? Iată, acesta este și mesajul lui Gheronda Gavril. Acesta este mesajul părinților atoniți autentici, părinților atoniți ortodoxi din acest munte sfânt.
Pentru că acesta este Sfântul Munte al Maicii Domnului. Dar Dumnezeu nu îi ocrotește pe monahii care au trădat, ci ocrotește pe cei care au conștiința și cugetul ortodox. Da? Degeaba faci toate faptele bune din lume, degeaba ai dragoste, așa zisă dragoste, și zâmbești tuturor, dacă credința ta e mincinoasă, dacă ești nepăsător față de credința Sfinților Părinți, credința Bisericii ce-a dată Sfinților odată pentru totdeauna, dacă suntem nepăsători și nu credem în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, da? Și credem că trupul lui Hristos a fost împărțit, sau că Biserica Ortodoxă e doar o parte din trupul lui Hristos, așa cum ne învață documentul de la Toronto, din Creta, atunci trebuie să știm că suntem departe de adevăr, dragilor. De aceea vă transmit și vouă binecuvântarea părinților atoniți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne ajută!